Proaspăt promovat în divizia A1, echipa de volei Steaua București pregătește noul sezon cu optimism și așteaptă cu nerăbdare începerea campionatului 2020-2021. Antrenorul Silviu Oancea este bucuros că poate să-și antreneze din nou elevii și să-i pregătească pentru revenirea în primul eșalon. Cu un proiect nou și o echipă formată doar din jucători români, tehnicianul Roșalbastru adoptă tactica pașilor mărunți, dar promite să readucă Steaua în fruntea voleiului din țara noastră. Cum a fost pentru sportivistele să revină la antrenamente după o perioadă atât de, de lungă de inactivitate? am bucurat că putut. Așa cum fotbalul, de exemplu, s-a bucurat în momentul în care a început competiția, noi momentan ne bucurăm că am început pregătirea. La competiție vom vedea ce se va hotărâ. Steaua revine în prima divizie. Care sunt ambițiile echipei roșii albastre în acest sezon? Clubul Steaua, la secția de volei anul ăsta, mizează pe un lot format numai din români. Acest an va fi un an de tranziție în care ne propunem o clasare la mijlocul clasamentului, fiind o echipă care venim din Liga 2. Urmând ca la anul, să atacăm cupele europene. Mergem pe principiul pașilor mici și să sperăm că vom reuși. Titlul cu numărul 18, în cât timp credeți că poate fi obținut? Eu zic că în 2-3, poate 4 ani. Sunt multe variabile aici și depind foarte multe. Noi ne dorim, dar depindem de, și de competitori și de ce se poate la nivelul clubului. Ați adus în această perioadă șase jucători noi la echipă. Ce ne puteți spune despre ei? Sunt două categorii de jucători. Sunt categoria, este categoria de jucători care a mai fost acum doi ani la noi și care a plecat în bloc în incorpore la Zalău. Acolo au fost acele probleme cu echipa din Zalău și am reușit să îi readucem la echipă. Și sunt jucătorii noi pe care nu-i cunoaștem foarte bine, dar cu siguranță ne vor ajuta în viitorul sezon.